Salut, salut, sunt Cosmin și probabil vă gândiți, what the fuck, ăsta nu e interfața lui Adobe Photoshop. Adevărat, m-am gândit să fac niște tutoriale de editare video, că merg un mână-mână cu editarea foto. Eu folosesc acum Sony Vegas Pro 9 pe PC și 10 HD Premium bla 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 pe laptop. Aici sunt pe PC, deci folosesc 9, Vegas 9C. Bun. Ăsta va fi un tutorial de basic, de familiarizare cu interfața și ce mai vine mie prin minte până atunci. Asta e interfața. Nu e foarte complicată față de ce am dat în Premiere Pro și m-a speriat. Dar am zis că o să o văd și pe aia, neapărat. Bun. Avem file, edit, toate astea. O să le explicăm pe rând. La file aveți new, open, close, save, save as. Hai să luăm și un video. Ca să explic mai ok. Ce să luăm? YouTube. Filme YouTube. Roboți. Luăm Windows. Uite. Și aveți așa. Și asta a apărut. Taci. Și a apărut aici. Asta e audio. Vedeți? Cu scroll-ul dați zoom să vedeți din ce în ce mai în detaliu, o să vă ajute mai încolo să vedeți de ce, și aici aveți video. Aici la audio, hai să luăm mai întâi audio, audio aveți volumul, vă jucați de aici cu el și la fel, control Z și Rido, așa, control Z la fel îl aveți, aici merge numai cu control Z, merge foarte bine. Bun, selectăm. Dacă dăm, de exemplu, click dreapta, avem rename, să-i dăm, aici puteți să-i băgați titlul, dublu click și faceți VFD și aici ADRD, ADR, mă rog. Ok, ce aveți mai departe? Aici îi dați mute, solo, automation settings aici. Aveți diferite setări ale audio-ului. Aici dați invert. Sunt mai sus decât ar trebui. Și acum nu se simte, dar la anumite melodii se simte chestia asta. Puteți să dați de aici, o dați fie foarte mare sau foarte mică, când nu vă trebuie, de aici. Bun, video, mergem la video. Așa, rămăsesem la rename, deci insert video track și aveți un video nou. Duplicate track, delete track, insert remove envelope, o să vorbim un pic mai încolo. Switches, fade colors, set default și puteți să schimbați culoarea track-ului ca să le ordonați după culoare, deci verde. Sau hai să facem verde mai deschis. Bun. Așa. Hai mai departe ce găsiți aici. Aveți Project Media, în care vă apar toate elementele pe care le veți băga în acest proiect. Și puteți să folosiți foarte simplu drag and drop. Așa. Și l-aveți pe ăsta aici. Și după aia mai departe treceți aici cum vreți. Bun. Explorer-ul, în care găsiți idei din... ca și când ați fără drag and drop. Mie, eu prefer drag and drop-ul. Transition, două feluri de tranziții, sunt super multe. Video FX, efecte video. Puteți să vă jucați aici, faceți niște intro-uri foarte șmechere. Film effects, mirror, ăsta e mișto, o să vă arăt cum îți folosiți pe ăsta într-un tutorial viitor apropiat. Și Media Generators, că vă ajută, de exemplu, aveam pe la Color Gradient, Elliptic Coloring, formează un cerc de culoare, asta pe care puteți să-l editați cum vreți voi. Bun, am vorbit de asta, masterul e de sonor, aici vă apare preview care puteți să faceți cum vreți voi. Să-l vedeți la ce calitate vreți voi, cum vreți, dând la Preview Device Properties. Și aveți aici... tot ce vreți să vă jucați, video, pam, pam,
Bun. Dacă dați click aici, de exemplu, aveți la fel insert, pam pam, fade colors, insert empty event, insert text media. Text media apare un text. Și la fel ca și la Photoshop, aveți pe layere. Dacă ăsta e deasupra, o să se vadă. Dacă e deasupra, nu o să se vadă. Simplu. Aveți edit, go, de fontul, mărimea, bla bla bla, așa, placement-ul, unde vreți să-l mutați. Vedeți că se mișcă aici. Properties, text color, adică îl facem roșu. Sau dacă vrem să-l facem transparent, mutăm asta, îl mutăm în jos. Asta este fill-ul. Așa. Hai că nu vedem nimic. Așa. Scale-ul. Cât de apropiate sau cât de depărtate să fie. Background color, dacă vreți să faceți un background, ceea ce nu v-aș propune că uite, nu se vede nimica. Dacă vreți să dați, de exemplu, mai un green, mai așa. Așa. Și effects, la care avem outline-ul, un contur, și uitați de aici culoarea, grosime, și mai avem și drop shadow, la fel. Feather-ul, offset-ul pe Y și pe X, pe X și pe Y, aveți pe două dimensiuni aici. Enable deformation, dacă vreți deformare, mă rog. E așa. Asta e asta. Că cum să lungiți la text, aveți aici, vă apare, vedeți, vă apare de pânghiul ăsta și trageți de el așa cât vreți. Da? Și la fel și aici, micșorați, pam, pam. Bun. Ce mai puteți să, ce mai pot să vă arăt? Să mă gândesc, să mă gândesc, să mă gândesc. Așa, și cum faceți, creați video? Dați render, render as. Și aveți aici, aveți mai multe tipuri de salvări. O să fac un tutorial în care să vă văd cum să salvați în MP4 HD la dimensiune foarte mică. Să alegeți de aici, titlu, template-ul, unde salvați și dați save. Și faci, singur. Bun, ce mai avem pe aici? Publish, puteți să-l publicați direct pe internet. Îl rendeze și pe publică pe internet. Capture video sau import ca să importați video din afară. Properties. La properties avem template-ul, cum se numește. Caracteristici, width, height, pixel format, full resolution, rendering quality, art to be best, motion blur, unde se salvează, audio, stereo sau 5.1, puteți să vă jucați pe aici. Number of stereo buses și jucați ruler-ul. Aici dacă vreți să-i dați, să faceți comentarii și audio city, pam, pam. Bun. Am făcut și pe asta aici. O să vorbim mai într-un tutorial viitor apropiat, la fel. Cum să tăiați un video, cum să dați fast forward, reverse. Este mișto, efectele astea simple și mișto. Asta am vorbit de view. Aici vă personalizați cum vă fie, să vă fie mai ușor. Extensiile și toate butonașele care vă trebuie. Insert e același lucru ca și click dreapta, numai că vă inserați cam tot ce vreți de aici. Insert time, amount of time și să apară, să zicem, uite, punem aici. Dăm un delete și punem 1. Ok. Și aici se arată la o secundă. La un minut aici. Ați inserat chestia asta. Tampon invizibil în măta. Bun. Ce mai avem? Tools. Cu audio, dacă aveți, puteți să puneți plugin-uri să folosiți audio, video. Render to new track. Preview in player. Preview as AVI, de exemplu, și dați OK și rendează. Și după să dați preview. Options. Grid spacing ruler. Mutol. Audio, video, timecode, chestii.
toate chestiile astea. Vedeți, umblați pe aceeași și o să vă dați seama foarte repede. Aici aveți bara cu New, Open, toate astea care vi le alegeți din view. Bun, ce mai avem? O chestie, să vedem cât mai 10 minute. Da, mai avem cât 5 minute maxim să mai vorbim despre ce mai avem pe aici. Bun, asta fiind primul tutorial. Încă o chestie, să dați fade. Aveți, vedeți, dacă mergeți în colț aici, apare fade-ul sus. Și dați click și trageți și o să fie, apare linia asta, lunga asta. Și acum când o să apară ceva de genul ăsta, așa. Vedeți, apare treptat. Foarte impresionant, nu? Și din partea asta la fel. Dați cât vreți. La fel și cu audio. Dați așa. Și o să fie ceva de... Și s-a dus. Așa, încetişor, frumos. Ok, și cum scădeți volumul, dacă nu vreți să vă jucați de aici? Nu cred că mi-a dat not responding acum. Nu mi-a dat niciodată. Bun, ideea e că vă duceți aici, sus. Și trageți în jos sau în sus și să apară o linie de corespondent, de limitare a audio-ului. Și trageți cât vreți să se audă, de puțin, de mult, mă rog. Ok, acum profitând de faptul că mi-a dat not responding, tocmai în timpul tutorialului, și nu o să trag o nouă dublă numai pentru chestia asta, ce o să facem în tutorialul următor, ce o să conțină? Asta avem... Reverse-ul, fast-forward, slow-motion, cut-ul, odată split-ul, adică pe un tutorial. Un alt tutorial o să prezint niște efecte pe un text, toate efectele astea de la VideoFX. Alte tutoriale vor fi vreo două, nu, trei tutoriale fix în care o să fie gen how to render in HD cu 720, cu 1080 și în 4K. Bun. Să faceți niște template-uri. Alt tutorial o să fie un fel de intro. Un giveaway, cum s-ar spune. Niște editare video. Alipire, chestii tehnici. Cam asta o să fie. Și după aceea o să începem cu ceva mai pro. O să mă gândesc pe parcurs. Oricum o să merg în paralel cu Photoshop-ul. Că am zis că am niște tutoriale foarte ok. Care o să apară în curând. Bun, noi cu asta am terminat tutorialul de azi. Mai avem încă 2 minute. Asta am terminat tutorialul de azi. Nu uitați să dați subscribe, like, share, bla bla, etc. Subscribe în general și like. Vă aștept la un nou tutorial pe canalul meu, youtube.com/photoshoptuțro. Și ne reauzim la un nou tutorial de Sony Vegas sau Photoshop. Cred că Photoshop o să apară primul, sau nu, Sony Vegas o să apară următorul chiar imediat după ăsta. Ok, salut!